Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Începem pe ritmuri de petrecere informația următoare. După ce am aflat că la Râmnicu Vâlcea e minunat, de la participanta noastră la Dublu sau Nimic, a fost Corina. Am primit și câteva mesaje, spun mai mulți ascultători că la Râmnicu Vâlcea e frumos și curat pentru că au plecat toți la Sibiu. Aha. E același mesaj venit din 4-5 surse. Deci înseamnă că se verifică. Da, așa cum se pleca odată în Spania, în Italia, acum de la Râmnicu Vâlcea se merge la Sibiu. Vestea momentului vine însă de la Târgu Jiu, unde se pregătește o adevărată revoluție. Primarul de acolo vrea să interzică nunțile organizate noaptea și dorește doar petreceri pe timp de zi, așa numitele nunți de zi, care se practică pe scară largă, din ce știu eu, în Ardeal. Uh-huh. Ce au început să se practice și la noi. Eu am niște buni prieteni care au un loc de ăsta de organizat nunți în Snagov, ceva superb în aer liber. Și toate locațiile astea, care au început să fie tot mai căutate, locațiile în aer liber, cele mai multe dintre ele sunt plasate în localități și nu au voie prin lege să țină muzică mai sus de ora 22. Bine, dacă spațiul e închis, adică totuși... Păi nu, vorbim în aer liber. În aer liber, aer liber. Aer adică liber, parc, complet liber, da. Adică și aduc acolo un cort și... Fără cort, e aer liber, e curte, e iarbă, o, e... Olelei, păi și ce facem dacă plouă? Au și o zonă acoperită. Aha. Da? Dar acolo, în general, oamenii, după cum ai observat în ultimii ani, plouă foarte rar vara. Da. Și sunt tot mai mulți oameni care preferă să facă nuntă în aer liber. Ăștia au și piscină, au, adică faci alt gen de nuntă, mai restrânsă, că încap doar vreo 70-80 de oameni la locația lor, cel puțin. Am crezut când zici și precum ai observat în ultimii ani la nunțile pe la care te-ai dus și zic, m-am gândit la care nunți am fost. Pentru că nu prea se mai poartă la vârsta noastră să mergem la prea multe nunți. Asta spuneam, ei când au deschis locul ăsta de nunți în urmă cu 7-8 ani, eu le-am spus că o să dea faliment, că nu o să vină niciun bucureștean să facă nuntă de la prânz până la 10 seara. Și ai să râzi, au clienți pe bandă rulantă, pentru că oamenii s-au schimbat și există o bună parte a societății noastre care preferă genul ăsta de petrecere. Mai hipster așa? Sau da. Cum? Încep la prânz și termin la 10 seara, nu te rupi în gură, cum era vorba noastră, și să stai până la 8. Ba, adevărul e că era cumplit. Nunțile din anii 2000, că cele mai multe din generația mea atunci s-au petrecut, mamă, și nu lucram la matinal atunci. Da, 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 ciorba de potroace la 4 dimineața, nu? Pentru mine întotdeauna a fost cumplit. Că de la ora, eu sunt genul somnoros, recunosc. Adică, să zic, și când nu eram aici cu voi, pe la 3, cel mai târziu, m-aș fi culcat. Mamă, și erau nunțile alea care durau până la 7 dimineața și începeau aia, dacă pleci... Nu mai vorbesc cu tine. Ce tinerețe chinuită ai avut, da. Luca, da. N-ai voie, dacă pleci înseamnă că nu mă respect, Pex, nu se apă cu la mine la nuntă, exact. La alea. Mamă, stăteam până la 7 dimineața, ajungeam la 8 acasă, era cu tremurat de somn și uite, asta vrea să evite primarul din Târgu Jiu. A spus că anul viitor, la nivelul Consiliului Local din municipiul Târgu Jiu, va fi propusă o hotărâre în sensul ăsta, să nu se mai facă nunțile noaptea, pe motiv că ar fi o veste bună și pentru ospătari și pentru nuntași, care nu s-ar mai duce obosiți la serviciu a doua zi. Asta... Și pentru DJ. Și pentru DJ. Uite că noi îl avem pe DJ Little aici cu noi, care se ocupă cu... Ia zi, domne, cum e? Părerea ta care este? Stai să-mi prim. Așa. Păi e foarte bine că se termină mai devreme, pentru mine. E normal, că tu trebuie să stai până pleacă ultimul și dacă ultimul pleacă la 7 dimineața... Oricum, în ultimul timp, foarte multe perechi de miri aleg să pună tortul la ora 12. Da. Doar de prezentare. Tocmai pentru a nu forța zorii. Da, bravo lor. Lasă că și în generația mea mai erau care puneau tortul la 12 și după aia se rămânea la șprițul ăla puternic de-abia atunci. După ora 1 și... Plecau babalăcii și rămâneau tinerile speranțe. Da. Marta Logos. Da. Și asta zice primarul, că nu vrea să interzică toate petrecerile, ci doar nunțile ar vrea să le mute ziua. Unta nu e tot o petrecere? Păi e tot o petrecere, dar... Cum face el diferența? Mai multă lume, a zis că onomastice, așa, hai, mai mergi.